Este o poezie scrisă de fratele nostru Costache Ioanid și este vorba de ceea ce dorește Dumnezeu de la noi, să ascultăm de cuvântul Lui, să ascultăm de chemarea Lui și Domnul să binecuvinteze poezia și sufletele noastre a tuturora. Ascultă! Se aude un glas, se aude o șoaptă ciudată, și poate în piept un talas începe să bată. Ascultă. Ori nu îl mai cunoști și totuși e atât de aproape. În el e un friamăt de oști, un murmur de ape. Ascultă ce lar sinfonii și parcă de mult înainte ți era cunoscut, nu-l mai știi. Ia, adu-ți aminte. Odată, când primul păcat te-a sub întâia povară, atunci ți-a vorbit răspicat pentru prima oară. Apoi, ți-a duce aminte undeva. Se vorbea de Isus, de salvare, tu nu ți-ai dat seama. Era a doua chemare. De atunci, de zori de zi, când te scoli, în noaptea când liniștea crește, prin oameni, prin visuri, prin boli, mereu îți vorbește. Și simți un fior, dar de grabă, păcatul te cheamă, te cere. Ce a fost? Conștiința te întreabă. Nimic. O părere. Nimic. Să te ascunzi cu o minciună? Nimic. E un duh ce se joacă? E un foșne de frunze? O glumă? O vorbă de cloacă? Ascultă! Acel ce-ți vorbește, prin visuri, prin bolta senină, e glasul ce în veci poruncește să fie lumină. E glasul ce a scos din cămara și firul de iarbă, și pomul, și leul, și gâza ce zboară, și omul. E glasul în raiul pierdut pe urmele șapte infame strigă către om: Adame! E glasul, rostind cu amar o sândă ce o să mai rămână: Țărână, întoarce-te dar din nou în țărână. E tunetul larg pe Sinai, ce aduce din cer printre stele poruncile sfinte. Dar vai, cât de grele! E glasul de sute de ani ce tot mai poruncește, străbate, ferice de voi cei sărmani cu inim curate. Căci tatăl atât v-a iubit a dat fiul său de o cară, ca oricine crede în el să nu piară. Și toate acestea ce sunt? Un foșnet zadarnic de toamnă? Chemarea Părintelui Sfânt? Nimic nu înseamnă? Ascultă cu același ecou, acel ce îți dă viața și pâine. Din nou îți vorbește, din nou, acum. Dar mâine? ascultă. El vine în curând să cheme pe nume pe ai săi. O, cum vei privi tremurând albastrele căi? Ascultă, căci vremea s-a dus și nu-ți mai rămâne prea multă. Dar vino acum la Isus și ascultă. Amin.